Rabia în mediul silvatic ar putea fi eradicată începând cu săptămâna viitoare, când Direcția Sanitar-Veterinară Mureș va trece la vaccinarea vulpilor. Potrivit directorului dr. Vasile Oprea, duminică vor ajunge în județ circa 1700 de momeli. Acestea sunt destinate celor 64 de gestionari de fonduri de vânătoare din Mureș, care le vor distribui apoi în vizuinele vulpilor. Tot de luni începe și distribuirea celor 4000 de materiale informative pentru populație. Pe lângă vaccinarea antirabică a vulpilor, peste 347.000 de, de momeli vor fi distribuite pe cale aeriană în perioada 21-24 iunie în județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.